După mai multe ședințe de Consiliu Local în care au așteptat fără succes să le fie împărțit izlazul comunal, fermierii din Coteana se revoltă. Astăzi au protestat la sediul PNL, nemulțumiți că cei 5 consilieri locali liberali din comună nu au aprobat proiectul de hotărâre care să le permită să iasă cu vitele la pășunat. E lege dată din 2013 la crescătorii de animale care sunt înscrise în RNE, în Registrul Național Veterinar, să împarte izlazul comunii. Toate comunele din județul Olt au împărțit izlazul, numai la noi nu se poate împărți izlazul pentru că nu vor 5 persoane. E de acord toată comuna tot, numai 5 persoane de la PNL care nu vor să aprobe. Fermierii spun că ei nu fac politică și nu înțeleg de ce aleșii locali vor să facă opoziție cu orice preț. Dintre toți crescătorii de animale care au fost astăzi acolo, nu are niciunul treabă cu primăria. Deci absolut niciun crescător de animale nu are treabă cu primăria. Că cei de la PNL, cum am intrat pe ușă, ne-au și întrebat de la ce partid faceți parte voi. Nu, doamnă, noi nu facem parte de niciun partid, noi suntem crescători de animale. În ultimii 2 ani, crescătorii de animale au pierdut sume importante de bani din cauza consilierilor liberali. Eu anul trecut am pierdut 500 de milioane, anul ăsta pierd 600 de milioane, pentru ce să-i pierd? Pentru că aș fi putut să... Același lucru, aș fi putut să statul dădea izlazul și ei nu mi l-au acordat. Anul trecut au zis că nu e amenajamentul pastoral făcut, că nu știu ce, și nu l-au împărțit. Anul ăsta că s-abțin ei și nu vor să stea de vorbă cu oamenii. Dacă s-abțin, eu o să mă duc să-i dau în judecată și au mai dat comune judecată și au câștigat. Fermierii din Coteana sunt deciși să participe la ședința Consiliului Local de mâine, în care, speră ei, vor convinge pe aleșii liberali să aprobe împărțirea izlazului.